Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Suntem în ultima parte a crezului, o întâlnire despre crez, ultima întâlnire consacrată crezului și iată că astăzi încercăm să tratăm ultimele propoziții din crez și anume cred în împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Și în această ediție avem în studio invitații profesori de la Institutul Teologic, cărora le spun bun venit în emisiune. Vă salut mai întâi pe dumneavoastră, părinte Ștefan Lupu, profesor de dogmatică la Institutul Teologic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Părintele profesor Iosif Antire, profesor de Sfânta Scriptură la același institut. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Așadar, ultima întâlnire despre crez, ultima parte a crezului și luăm pe rând așa propozițiile de la 10 la 12, reamintesc că sunt 12 articole în crez sau 12 propoziții care explică cumva, pentru că se învârt în jurul persoanelor Sfintei Treimi, mai întâi propoziții despre persoana Tatălui, persoana Fiului și persoana Duhului Sfânt și ne ajută să înțelegem ceea ce credem. Împărtășirea Sfinților. Ce înseamnă împărtășirea Sfinților? Și dori să plec de la o precizare, și anume crezul pe care noi îl mărturisim, exprimă credința noastră într-un Dumnezeu unu și întreit. Tot ceea ce vine în crez după cred în Duhul Sfânt este considerat ca fiind lucrarea Duhului Sfânt. Cred în Sfânta Biserică, este opera Duhului Sfânt, cred în împărtășirea Sfinților, este tot lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt trimis de Iisus Hristos de la Tatăl este Cel care creează această unitate între toți cei care sunt botezați. Și El face posibilă unitatea oamenilor. De aceea când vorbim despre împărtășirea Sfinților, putem să ne referim la relația de unire care există între cei care cred în Iisus Hristos și aceștia poate să fie în trei situații diferite. Poate să fie aici pe pământ și vorbim despre biserica luptătoare, poate să fie în cer și vorbim despre biserica triumfătoare sau vorbim despre cei care se află încă într-o stare de purificare, stare numită purgatoriu, așteptând clipa vederii fericite a lui Dumnezeu. E bine, între toate aceste stări în care se află membrii bisericii, există o comuniune, o unitate care este dată tocmai de prezența Duhului Sfânt. Cum ajunge cineva sfânt? Da, sfințenia este fără îndoială o lucrare a omului care se deschide într-un mod cu totul și cu totul special lui Dumnezeu. Noi în istoria bisericii, în istoria bisericilor, dacă e să ne exprimăm așa, recunoaște faptul că nu toți oamenii ajung la același nivel de perfecțiune. Recunoaște faptul că între noi, creștinii, există unii oameni care au o viață excepțională, o viață total pătrunsă de Dumnezeu, o viață de sfânt. Iar această sfințenie de obicei este recunoscută de către ceilalți. De aceea noi iubim sfinții, îi cinstim pe sfinți, le aducem sfinților un cult care nu este niciodată cultul adus lui Dumnezeu. Lucrurile nu se amestecă aici, nu? Dar vedem în acești oameni sfinți exemple concrete de viață, exemple de oameni în viața cărora principiile creștine au triumfat în mod deplin. Și privim la acești oameni pentru că privind la exemplul lor și noi poate devenim un pic mai buni. Bine, dar unul vrea să-și propună să devină mai sfânt. Ce ar trebui să facă? Nu știu dacă este suficientă doar așa dorința omului. Dacă unul își spune eu vreau să ajung sfânt. Eu cred că sfințenia, așa cum o înțelegem, nu? Când vorbim de sfinții, a căror sfințenie este recunoscută de către biserică și declarată oficial de către biserică, este înainte de toate o lucrare a lui Dumnezeu. Eu cred că ceea ce trebuie să facem unul fiecare dintre noi este să încercăm cu puterile noastre, cu energia noastră, cu voința noastră, să împlinim lucrarea pe care Dumnezeu ne-o încredințează unuia fiecare dintre noi. Dar cred că sfințenia aceea,
Sfințenia Sfinților este înainte de toate lucrarea lui Dumnezeu și nu este ceva, cred, chiar la dispoziția oricui. Deci, spuneați că această împărtășire a Sfinților e legătura care este între noi, cei de pe pământ, și cei de dincolo care au plecat înaintea noastră, biserica luptătoare, biserica triumfătoare. Un rol deosebit în comuniunea aceasta a Sfinților îl are Maria. De ce? Maria este văzută de noi ca mama bisericii, dar în același timp și fiica bisericii. Ea a fost aleasă de Dumnezeu pentru a duce la împlinire planul său de mântuire, și anume nașterea lui Iisus Hristos. Plecând de la acest rol important pe care l-a avut în istoria mântuirii și apoi faptul că Iisus Hristos însuși o asociază la picioarele crucii și spune, iată fiul tău, iată mama ta, prin aceasta vrea să indice o legătură specială între biserică și mama sa. De aceea, în biserică, Maria ocupă un loc deosebit. Sigur, nu ia locul apostolilor. Apostolii au rolul lor precis. Dar Maria este mama bisericii și noi, privind la ea, putem să vedem ceea ce trebuie să ajungem noi, pentru că ea deja a fost înălțată la slavă cerească și de aceea, privind la ea, vedem și ținta noastră, unde trebuie să ajungem. De aceea și evlavia pe care noi o avem, sigur, pentru a preciza, îi aducem cult de adorație numai lui Dumnezeu, sfinții au un alt cult care le se aduce, nu este cultul de adorație. La fel și Sfinte Fecioare Maria îi se aduce un cult, dar nu de adorație ca lui Dumnezeu, pentru că ea este în același timp și fiica bisericii. Practic, comuniunea aceasta se exprimă și prin rugăciunea care o facem sfinților, prin faptul că ei se roagă pentru noi. De care sfinți vă simțiți mai apropiat, mai atașat dumneavoastră? Da, e o întrebare dificilă, pentru că, să spunem, un sfânt, nu știu, poate îți place într-un mod deosebit pentru, nu știu, spiritualitatea lui. Eu țin foarte mult, de exemplu, la Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, pentru că mi se pare că această sfântă, din vremurile moderne, a anticipat în viața ei, mai ales în momentul, în perioada aceea de criză, 18 luni înainte de a muri, a experimentat multe din acele experiențe abisale negative pe care le experimentează omul modern. Mi se pare că este o sfântă profet al timpurilor moderne. Dar sfinții sunt mulți care îmi plac. Aș fi nedrept acum numindu-i doar pe unii, când sunt atâția sfinți a căror viață e inspiratoare pentru noi toți. Am numit o sfântă din timpurile mai moderne. Reținut. Dumneavoastră? Sunt mândru de sfântul pe care îl port ca patron, Sfântul Ștefan. Este primul martir al bisericii și el mă inspiră într-un mod deosebit în această activitate pe care o am de desfășurat în această lume, de a merge cu curaj și de a privi mereu la Hristos, care ne deschide cerurile. Și în această lumină încerc și eu să-mi trăiesc preoția. Între timp, colegii mei din studio vor pune imagini care sunt legate de ceea ce discutăm noi acum, de aceste ultime articole ale Crezului. Vor derula asemenea imagini pe monitoare și telespectatorii vor avea ocazia să le privească. Dacă facem un pas mai departe, Crezul spune, cred în iertarea păcatelor. Ce ar însemna lucrul acesta? Ei, aici ajungem la o chestiune esențială pentru om și pentru înțelegerea de sine a omului, și anume problema păcatului. Crezul ne atrage atenția sau ne invită să luăm cu mare atenție, să privim cu mare atenție la un aspect esențial din istoria omului și din istoria omenirii, și anume păcatul, realitatea păcatului. Păcatul este o realitate în lume, păcatul este o realitate în viața fiecărui om, păcatul este ceva care ne împiedică să trăim o relație de armonie, să spunem așa, desăvârșită cu Dumnezeu. Ori în fața acestei piedici dintre Dumnezeu și om, da, în fața acestei, biserica vine cu un răspuns. Iar răspunsul îl aflăm în practica sacramentală a bisericii.
În problema păcatului, răspunsul fundamental vine din partea sacramentului botezului. Pentru că noi prin botez se șterge vina strămoșească, păcatul strămoșesc, dar și orice urmă a păcatului, și noi începem atunci un drum nou cu Iisus Hristos, care ne comunică viața sa, vitalitatea sa. Iată, acesta este sacramentul esențial. Dacă îmi permiteți, botezul nu ne pune cu totul la adăpost de inclinațiile rele din noi. Și pentru că în noi există aceste inclinații care persistă după botez, atunci există sacramentul pocăinței sau alertării păcatelor, când omul care se căiește sincer pentru păcatele sale se poate reîmpăca cu Dumnezeu prin sacramentul iertării păcatelor. Dar când vorbiți despre păcat, despre ce vorbiți? Pentru că există, dacă vreți, o concepție comună, că păcate, ce-i păcatul? Nu am stricat casa nimănui, nu am dat în cap nimănui, cam astea ar fi păcatele. La ce vă referiți când vorbiți despre păcat? Da, păcatul poate are o dublă dimensiune, să spunem, nu? Există păcatul ca și o atitudine de fond a omului, care oarecum o fel de aversiune față de Dumnezeu, nu? E atitudinea omului care se închide în sine, asta este păcat deja, da? O fel de atitudine de fond. Și apoi când vorbim de păcat, vorbim de toate cele lucruri considerate ca și păcat, ca și vinovăție, în lumina decalogului și a tot ceea ce decurge din decalog, nu? Toate cele lucruri. Da, este păcat să practice evaziune fiscală, este păcat să înșeli, este păcat atunci când minți, este păcat atunci când ucizi. Putem spune că acestea nu sunt păcate? Da. Păcatul există, numai că nu suntem întotdeauna la fel de grabnici în a ne analiza păcatele cu aceeași, să zicem, grabă cu care ne analizăm virtuțile, latura pozitivă din noi. Există și latura negativă pe care nu putem pune sub preș, dacă vrem să fim oameni autentici. Poate biserica să ierte asemenea păcate? Părintele spunea deja de botez, de spovadă sau mărturisirea păcatelor, mai sunt și alte modalități? Tocmai acesta este scopul cu care Iisus Hristos a instituit biserica, pentru a reface această comuniune cu Dumnezeu și între oameni. Pentru că păcatul, în esența lui, este o separare de Dumnezeu și o separare a oamenilor între ei. Instituind biserica și dăruindu-l pe Duhul Sfânt, de fapt Iisus Hristos reface această legătură ruptă în urma păcatului, care este o atitudine voluntară a omului, reface această legătură, comuniunea omului cu Dumnezeu și posibilitatea comuniunii oamenilor între ei. Instituind biserica, biserica continuă această misiune a lui Iisus, sau mai bine zis, Iisus continuă prin biserică să lucreze în lume la această reconciliere a oamenilor cu Dumnezeu. Și practic aici este speranța și bucuria oamenilor. Pentru că atunci când biserica a venit în lume și apostolii au început să predice Evanghelia la toate popoarele, se întrebau ce trebuie să facem. Fiecare să se boteze și botezându-se va primi iertarea păcatelor. A fost o mare eliberare. Pentru că înainte, oamenii încercau să refacă legătura lor cu Dumnezeu, aducând jertfe de animale. Luau un taur, luau un berbec, duceau, îl jertfeau și așa credeau că pot să refacă legătura lor cu Dumnezeu. Revin. 1633 și nu s-a schimbat prea mult situația de atunci. Un vizitator al Moldovei și al țărilor române, Nicolo Barsi, spunea, după ce a studiat bine obiceiurile românilor, ce fac ei, spune așa, românii, cei mai mulți se spovedesc înainte de moarte și nu consideră păcat decât dacă au stricat casa cuiva și dacă au omorât pe cineva. Iertarea aceasta despre care vorbește crezul se referă doar la mărturisirea dinainte de moarte? Nu, deci iertarea, am spus, începe mai întâi cu botezul, când unul primește iertarea din partea lui Dumnezeu, și apoi spovada este ca o nouă posibilitate de refacere a legăturii cu Dumnezeu pierdută prin păcat. A amâna iertarea doar la sfârșitul vieții, gândindu-ne că de atunci începe viața sau comuniunea ta cu Dumnezeu, este o imagine falsă.
creștinismul încă de la început a ținut foarte mult la această primă baie, care este baia botezului. Și penitența sau spovada a fost foarte greu acceptată în secolele ulterioare. Până la urmă, sigur că a intrat mai mult sacramentul spovezii. Dar disciplina aceasta penitențială a bisericii era foarte rigidă, pentru că fiecare creștin trebuia să fie conștient de demnitatea pe care o are. Este fiul al lui Dumnezeu, este fiul al luminii și astfel trebuie să trăiască. Deci nu lasă pe ultima clipă. Da. Crezul ne vorbește mai departe despre învierea morților. Când va fi această înviere a morților, părinte profesor? Da, noi vorbim de învierea morții la sfârșitul veacurilor. La sfârșitul veacurilor, adică atunci când omenirea va fi parcurs acel drum pe care Dumnezeu l-a rânduit, l-a imaginat, l-a gândit pentru noi, atunci când vom ajunge la acel terminus al istoriei, atunci se va realiza și învierea corpurilor. Ce înseamnă de fapt acest lucru? În mentalitatea biblică, omul totdeauna este înțeles, vorbind de mentalitatea biblică, omul este înțeles ca o totalitate, trup și suflet. Cultura greacă, mai apoi elenismul, va separa între trup și suflet și își va imagina existența, să spunem așa, a sufletului fără trup, nu? În nemurire. Dar în viziunea biblică și în antropologia biblică, omul sau identitatea omului este dată de această unire profundă dintre trup și suflet. Ori prin mărturisirea credinței în învierea morților, noi spunem următorul lucru, și anume că Dumnezeu vrea ca în cele din urmă omul total, adică trup și suflet, să fie mântuit. Oricum, prin moarte, trupul nostru este distrus, atunci la înviere, acesta este planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură, Dumnezeu va crea, să spunem, trupurile noastre. Pentru că, în realitate, trupul înviat, așa cum îl înțelege Apostolul Paul în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 15, trupul înviat este, în realitate, o nouă creație. Kainektizis. O nouă creație, de o noutate care nu se va sfârși niciodată. Aceasta este viziunea creștină. Prin învierea morților, omul total, întreg, este răscumpărat. Practic, această ultimă parte a crezului ne vorbește despre înviere, despre judecată, despre ce va urma după moarte, iar telespectatorii au avut ocazia să vadă și în imaginele care au derulat și mormântări, să spunem. Ce se întâmplă atunci când murim, părintește? Sunt două lucruri sigure în viața noastră, nașterea și moartea. Moartea înseamnă, dintr-un punct de vedere exterior, o separare a trupului de suflet. Trupul care se descompune și apoi este depus în mormânt. Sufletul este cel care merge în fața lui Dumnezeu pentru judecata particulară. Așteptând până la parusie, când Hristos va veni a doua oară, să aibă loc această judecată finală a omului. Dar deja la judecata particulară, omul are posibilitatea, dacă viața lui a fost conformă cu voința lui Dumnezeu, să intre deja în starea de fericire veșnică. Dacă a murit fără păcat de moarte, dar mai are încă de ispășit, deci este deja în comuniune cu Dumnezeu, trece prin această stare de purificare, prin purgatoriu, iar dacă viața lui a fost un nu continuu spus voinței lui Dumnezeu, atunci starea lui finală este definită ca o stare de condamnare veșnică la iad. Adică, îmi place o imagine, Petru, care după ce l-a trădat pe Iisus în timpul agoniei, întâlnește privirea lui Iisus și are această căință, începe să plângă amar. Mă gândesc că această durere deosebită pe care o are Petru, care merge și plânge amar, poate să fie starea celor din purgator care regretă că în viața lor nu l-au iubit suficient pe Dumnezeu, încât acum să se bucure de privirea lui, de vederea lui, dar și de starea veșnică de suferință și de regret a celor din iad care vor regreta pentru veșnicie faptul că aici pe pământ n-au știut să-L iubească pe Dumnezeu. De aceea, revenind, trupul este pus în mormânt, așteptând ziua învierii la sfârșitul timpurilor. După
Moarte, urmează așadar, spunea Părintele, judecata aceasta particulară și apoi cerul, purgatorul sau iadul. În același timp, Sfântul Ioan al Crucii spunea că în amurgul vieții noastre vom fi judecați despre iubire. Ce ar însemna lucrul ăsta și cum ar trebui noi să ne pregătim mai bine pentru moarte? Atunci când noi afirmăm în crez judecata de după moarte sau judecata particulară, nu? Pe care o deosebim de judecata universală de la sfârșitul veacurilor. Prin asta noi afirmăm un lucru și anume că viața noastră și condiția noastră actuală este caracterizată de o responsabilitate. Fiecare dintre noi este responsabil de felul în care își trăiește viața aceasta. Aș evoca numai așa, nu ca neapărat ca un argument, dar mă gândesc la acele, la experiențele oamenilor care au trecut prin moarte clinică. Mulți dintre ei mărturisesc acest lucru, că înainte de a intra în această stare, pentru o clipă, ca într-un film, și-au revăzut viața cu ceea ce a fost bine și ceea ce a fost rău. E într-un fel, dacă vreți, o imagine imperfectă, poate, a ceea ce înseamnă, de fapt, judecata care are loc după moarte. În momentul în care omul își încheie drumul pe acest pământ, omul se află în fața unei proprii, în fața unei judecăți. O judecată în fața propriei conștiințe, acolo unde se află Dumnezeu, cel care îl face să privească și să realizeze ceea ce i s-a întâmplat. Gândul acesta despre judecată, mi se pare, ne responsabilizează foarte mult. Nu este indiferent cum trăiesc eu în lumea aceasta. Nu este indiferent dacă fac bine sau dacă fac rău, pentru că după moarte oricum nu mai contează. Nu, într-o viziune creștină, în lumina credinței, omul, la sfârșitul vieții sale, în momentul în care trece prin poarta morții, se întâlnește cu propria sa viață, se întâlnește cu Dumnezeu, care va evalua faptele sale, gândurile sale, intențiile sale, omisiunile sale, tot ceea ce a însemnat viața. E de fapt un crez despre responsabilitatea vieții, o responsabilitate pe care trebuie să ne o asumăm cu cea mai mare seriozitate. După moarte, așadar, cerul, pentru cei care au fost în comuniune cu Dumnezeu aici, purgatorul, și în felul acesta se justifică rugăciunile pe care le facem pentru cei răposați, dar iadul, un Dumnezeu care e plin de dragoste, plin de iubire, nu găsește iertare ca să-i scoată pe cei care sunt în iad? Au existat mulți care au dorit să facă acest lucru. Mă gândesc, de exemplu, la un Origene, care, din dragoste față de Dumnezeu, o dragoste foarte mare, și mai ales vrea să scoată în evidență milostivirea lui Dumnezeu, ajungea să afirme această mântuire a tuturor, pentru că planul lui Dumnezeu trebuie să-i cuprindă pe toți, ca toți să participe la viața sa divină. Însă, ulterior, această doctrină numită apocatastaza lui Origene a fost condamnată și învățătura Bisericii precizează că, sigur, Dumnezeu este atotputernic, este milostiv, dar nu poate să facă nimic împotriva voinței omului. Iubirea lui se oprește în fața acestei libertăți. El l-a creat pe om liber și de aceea îi respectă și libertatea, inclusiv acest eșec ca unii să nu participe la comuniunea sa de viață veșnică. Și de aceea răul, iadul, este o realitate. Nimeni nu știe cine este acolo, nu putem afirma cine este în iad. Putem spune cine este în cer, dar cine este în iad nu putem afirma. Judecata îi aparține lui Dumnezeu, însă tocmai de aici vine și responsabilitatea noastră pe acest pământ, pentru că viața noastră este unică, avem o singură viață și trebuie să o trăim conform voinței lui Dumnezeu. Judecata particulară, de ce mai este și o altă judecată, cea universală? Da, judecata universală, oarecum, vrea să ilustreze un lucru, și anume că noi, oamenii, nu suntem doar indivizi supuși judecății particulare, ci suntem împreună o imensă comunitate, o imensă comuniune de persoane. Vorbind despre judecata universală, asta atrage atenția asupra unui aspect deosebit de important. Noi oamenii, ca și creaturi ale lui Dumnezeu, formăm o unitate, o totalitate și suntem în totalitate responsabili de destinul nostru ca omenire.
Nu putem să ne gândim doar ca niște indivizi. Eu, individul, sunt pe primul loc și interesul meu este pe primul loc. Nu. Și trebuie să gândim într-o viziune universală și să știm că suntem împreună responsabili. De aceea o judecată universală care va califica, să spunem, la urma urmei, drumul și felul în care omenirea și-a parcurs drumul. Suntem la finalul acestei emisiuni și în același timp la finalul acestor întâlniri despre crez. Aș dori să spuneți pe scurt, părinte profesor, de ce este important să ne cunoaștem crezul? Este important să ne cunoaștem crezul pentru că, cunoscând mai bine adevărul pe care Iisus Hristos ne l-a revelat, noi putem să-L iubim mai mult pe Iisus Hristos și în felul acesta să trăim mai bine în calitate de creștini. Ați participat la toate întâlnirile despre crez. Ce a însemnat această experiență ca să discutăm despre crez? A fost pentru mine prima experiență în televiziune, aici la TVR Iași, și aș spune că apreciez foarte mult la TVR Iași faptul că găsește spații pentru emisiuni cu un astfel de conținut și cu astfel de problematici, pentru că asta înseamnă că TVR Iași rămâne o televiziune deschisă spre omul total. Noi la aceste emisiuni vorbim despre crezul nostru, vorbim despre identitatea noastră și românească și creștină, și este important să ne cunoaștem identitatea, să ne afirmăm, pentru că în felul acesta poate reușim să construim și noi, să ne aducem partea noastră în a construi o Românie mai bună, mai dreaptă, mai frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această ediție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori. Sunt preotul Cornel Cadar și contează mult să ne înțelegem crezul și să urmăm ceea ce afirmăm. La revedere!